m-am mirat, dar ce cu bagajul ăia fără zică că mai până așa? A, uite, mă, fraiere, cineva și nu ala vreau. Dar tot nu mai m-am avut casă. Da, eu am avut casă aici pe Pete, pe numărul 4 aici, pe Castanilor. Și ce s-a întâmplat după aia cu casa? Da, m-au fraierit cineva și eu încă umblam la școală, știi? Și eu de când am venit de la școală, deja gata, bagajele afară. Eu încă m-am mirat, dar ce cu bagajele afară, zic că tău mai cămea, zic că bunică mea. A, uite, m-au fraierit cineva și una alta. Dar atunci nu mai am avut casă. Și după ce n-ați mai avut casă, cum continua viața ta? Dormeam pe scări. Bă, dormeam pe la gară, dormeam pe la unde puteam. Împreună cu familia sau? Cu familia mea atunci am dormit, da. Și atunci am dormit cu... Mai ne-a ajutat cineva locotare cu ceva mâncare, cu ceai, cu o supă, cu mâncare. Mai un bani, mai ne dădea. Și atunci n-am avut venit, n-am avut nimica, știi? Tu lucrezi ceva sau? Nu, eu n-am venit, n-am nimica. Eu, de când au murit părinții mei și când am pierdut pe maică mea, pe copiii mei, eu am primit un șoc. Și de atunci tot am fost pe la medic, am fost pe la medic, pe la tratament, un alt, am fost la spitalul 6, internată. Am un băiețel și o fetiță. Rafaela cheamă și Teodora. Să-ți trăiască. Mulțumesc. Da, au luat ceva plasamente de la vedioare, o familie. Și familia aia care, copilul meu, băiatul, îi cunosc cu familia aia foarte bine. Și este că, na, mai fac vizită acolo, fac programare la vedioare și mai duc câte ceva, na, de ce pot și eu, nu pot să, că n-am nicio cu din ce duc. Da, te cred. Cum te descurci cu mâncarea așa și da. Unde dormi? Da, acum m-a ajutat Dumnezeu că acum un prieten de-a meu m-a luat ceva chirie cu 10 milioane și acum m-a ajutat Dumnezeu ca să mă lua la el, ca să nu mai să stau pe stradă. Soțul sau părintele copilului, nu? Nu știu, că dacă tata copilului care am avut, el era mordobat, el era bețiv, bea. Și mă bătea. Să nu umble cu oricine, cine, să se drogheze sau să ceva, să aibă grijă de sănătatea lor. Vă dau asta? Da. Era să uită. Listening to Maria's story, please like and share this video to give underprivileged people a stronger voice. And if you want to support this project in any way, you can do it at movdeo.com. I hope to see you again next week.